Bun, am revenit o mai bun. După filmarea anterioară, am revenit pe Ferming. Suntem tot pe Dumești, după cum știți. Suntem la treaba aici cu toate tractoarele. După ce vom termina acum să-i Fergusonul și nu o face față asta TB-ul, o să... O să cumpărăm o semănătoare Sulky pentru Masei. La 205 cai, despre care e tractorul ăsta, dacă mă înșel. Da, 205 cai, putere. Bă, ce... Oricum, vă dați seama că nu o să păstrez discul ăsta, vă dați seama și voi. Nu o să-l păstrez, că nu am de ce. Că e prea mare pentru ceea ce vreau să fac eu pe tren. De astea, până la urmă, nu l-am luat să le păstrez, Doamne ferește. Vă filmez așa mai șmer, bine, dacă mi-ar fi și terenurile drepte, aș fi sărit în sus de bucurie. Da, bine, e la margine, acolo la mărunt. Că cu plugul ăla de 50 de metri pe care l-ați văzut în clipul trecut, nu prea mă fascinează, sincer. Mai bine fac cu un de-asta sau un discul ăla care l-am eu ca plug. Ia să vedem, băi, să facem și partea asta până la urmă. Și după aceea să mai facem și mai avem imperfecțiunile astea pe aici. Uite așa. Mai avem partea asta, bucata asta de iarbă de aici, aia de acolo și mai avem una la cap, pe care o să o facem și pe ea, dar să mai avem un pic de răbdare, să terminăm cu toate astea, dacă o fi, să terminăm și cu, oricum, cu Masei Fergusonul, terminăm imediat, că zi, cu discul la mare și termine imediat. După îl vindem, luăm semnătoarea Sulky, pe care o avem în joc, și facem treabă cu ea, desigur. Până acum, terenurile arată cam așa, poate... uite, arată bine, părerea mea. Văd că la UTB-ul mai are foarte puțin de dat cu var, mai are terenul de dat cu var și mai e și pe ăsta, ultimul, pe al treilea, așa este. Prima oară o să fac partea aia acolo, cu iarbă. Am un puncte sus, ridică sus. Masei o așteaptă să fie băgat la treabă, că de asta el... O să facem și cilindru, dar să vedem. O să cumpărăm și un cilindru și o să facem treabă cu ele. O să luăm și o semănătoare și cilindru. Că așa este ok, ok. Hai că mai e un teren și gata, scap de chin. Uite aici. Bă, scoate asta un fum. Nu mai e omul. Nu știu ce e asta.
Eu am zis că nu am făcut terenurile cum am vrut, le-am făcut sau cum am uitat, dar m-am eutit. Am făcut și drum, dacă e. Să dăm comandă de semănătoare și de cilindru, parcă am zis. Păi, 210 numai. Și pot luăm pasta de la masca. Așa, și cilindru am zis. Bun. Înapoi în cultivatorul. Că nu avem nevoie de el. Ăsta l-am terminat aici. Așa că o să luăm mascar Montana. Semănătoarea și o să cultivăm ceva. O să punem și cilindrul. Asta e tractorul din joc, oameni buni. Nu e vreun mod, e tractorul din joc. Nu am vrut să mai ai ceva din joc, că parcă m-am plictisit de ele, așa că am luat, adică moduri, nu tractoare, moduri am zis din realitate, din joc. Dacă mă duceam, m-am tâmpit. Ca să înțelegi și voi, am luat un tractor din joc. Nu din, nu de la moduri, că n-am avut ce face cu el, că n-am, m-am plictisit de ea, de moduri. Unde a fugit, mă, deci? Bun. Ăsta e gata. Îl ducem la teren, îl schimbăm sămânța. Că nu pun aceea sămânță și pe un teren și pe altul, vreau să am terenuri separate, recolte separate, am vrut să zic. Nu vreau să am grâu pe ambele terenuri și pe altul să am orz, de exemplu. Așa că o să punem câte două recolte. Bun. Aici orz, grâu și o văd partea altă. Hai să luăm și cilindru, cilindrache, sau cum zice mult. Ce se potrivește la UTB-ul meu, cilindru, nu e bun. Hai să îl...
Are, l-am deschis. Dacă văd că își dă drumul. Nu mai, ceva nu mai forțez. Trebuie multă putere la cilindru și la asta, așa că o să mai luăm un tractor mediu, dar un mod. Că nu vreau să mă chinui cu UTB-ul, să-l țin pe sărac. Dacă avem moduri, de ce să nu... O, și pe ăsta nu vrea să-mi... Ah, gata. Să nu mai arate zi, alea simple, ICU. Nu știu, am început să forțăm UTB-urile astea, parcă zici că, da, dar bine, de vreo să știu că am arătat să... Da, să arate la 65 de cai ai lor. Uite case-ul, ce te duci? Mai avem terenul ăsta și... Că unul deja e finalizat cu... deja... Așa, ia să mă uit eu atent, să văd o văz. Nu, pun rapid. Pun rapid. Se opă dealul ăsta. Punem o văz, oameni buni, că... rapid să mă o văz. M-am tâmpit. Pune rapid. Uite că nu se compară puterea lui Case cu puterea UTB-ului. Câți cai are ăla și câți cai are bătrânul meu UTB. Ar fi trebuit să măresc fermă. Ca asta pe care o am eu din... Deci e prea mică pe... Bine, că nu mărim. Adică bine, aici nu mai mărim, că avem loc pentru toate utilajele să le punem. Dar o să le punem în garaj ceva, să stea și ele mai bine. Eu o să le pun unde ăsta, cum am pus aici. Bine, l-am pus cam strâmb, da?
naște nimeni. Păi cum? Da, mă, cum? Domnul, iată, l-am pus pe ăsta. Uite, mă, la rapi. Tu gura, mări. Facem pregătiri pentru toate astea cu asta. Cu cilindru, deci acum ăsta face așa, ăla seamănă, ăla disc, e bine că toate merg parpan perpendiculare, unul lângă altul. Uite, ăsta dă așa, ăla se duce încolo. Uite, vreo 45 stă și el, că momentan n-am treabă cu el. Dar o să mă duc la pădure să luăm niște lemne cu el, cât de curând. Să furăm niște lemne, cum să zicem. Pentru că videoclipul cu el v-a plăcut foarte mult. Și chiar vă mulțumesc. Cât are nevoie, mă, ăsta. Unde ești, mă? 4600. Ce avem la promoții? La promoții. N-am interesant, nu. Dacă aveam o combină la promoție, sincer, luam. Sincer. Dacă nu e, nu e. Știi cum e. Ăsta văd că face treaba aici, ăla la altul seamănă și el. Nu că mai mult nu mai pun, că după aia îl duce greu TB-ul și nu vreau să mă chinui după aia. Bine, o primă stropire. Bine, puteam să o iau, să o iau un metru mai așa, dar am luat mai aiurea, nu știu ce am făcut așa, dar mă rog. Fiecare o îngreșește. Asta sunt activitățile noastre agricole. Arat, disfuit, semănat, cilindrat. Deci, pentru noi nu e nimic nou în joculețul ăsta. Da, v-am zis, noi facem de drag. De a ne juca Farming Simulator 2022. Îi facem loc cu domnul cu cilindru, care mă cam face. Ok. Facem curs. Ok. Dar nu, că aici la capul ăsta îl oprim și îl pornim când o fi mai... Cred că un UTB va termina la... la ăsta. Mai are puțin și termină și el. O să ajungă, băi... Da, e bine.